Ca să puteți să vă trimiteți copilul la școală pe 10 septembrie, trebuie să treceți mai întâi pe la magazin. Trebuie să vă opriți mai întâi la ghiozdane, care costă cel mult 40 de lei, după care să vă opriți direct la uniforme, al căror preț nu depășește 40 de lei. Nu trebuie să uitați nici rechizite, care costă cel mult 100 de lei. Mai complicat este pentru cei care au acasă 2, 3 sau chiar mai mulți școlari. În magazinele din Târgu Jiu există rechizite școlare pentru toate gusturile și toate buzunarele. Prima grijă o reprezintă ghiozdanul. Cel mai ieftin costă 15 lei, iar cel mai scump aproximativ 40 de lei, pe care îl preferă gorjenii. Pentru care optează frecvent? Pentru cel mai scump sau pentru cel mai ieftin? În prezent pentru cel mai scump. Cât de cât este și o calitate mai bună. Cam cât ar costa pentru un școlar totul? Cu rechizite, cu tot un ghiozdan și rechizite, cam 150 de cu un copil. Se mai pun la socoteală uniforma și încălțămintea. Sumele de bani scoase din buzunar de părinți diferă de la un copil la altul, în funcție de pretenții. Au început cumpărăturile pentru școală? Da. La ce vă orientați? Pentru ghiozdanele. Astăzi, în general, eu știu ceva de uniformă, dacă a apărut, ce prețuri sunt, că probabil s-au schimbat de anul trecut și până acum. Au preferințe fetele sau nu neapărat? De regulă ne ghidăm după ele, pentru că ele o să le poarte și dacă lor le face plăcere, ne face și nouă. Copiii sunt atrași de obiectele colorate și cu personaje din desene animate. La model și după aia să nu fie nici exagerat de scumpe, dar mai mult la model. Spre ce vă orientați de aici? Încă n-am apucat să vedem și în interior ce modele mai sunt. Unul mai mic, mai elegant sau unul obișnuit? Preferabil mai mic și o culoare mai închisă, nu să-mi sară prea mult în loc. Copii au și pretenții sau se uită și la prețuri? Nu, se uită, nu. Este foarte cu minte în privința asta. Unde vede că mai sunt mami, mergem în ceva altă parte, nu de aici. Cam cât credeți că veți cheltui în total? Oricum, să ajungem în jur de 3-4 milioane, cam așa. Părinții sunt sfătuiți să nu risipească banii pe cărți și caiete până când nu se consultă cu dirigintele pentru a cumpăra exact ceea ce se cere la școală.